Îți mai dăm 10 spinuri să ne pregătim pentru opening-ul ăla fantastic la cealaltă roată. Acolo o să fie nebunie totală. Bine, bă! A picat Punky de la roată! La ceva timp distanță de când am deblocat aceste skinuri noi și am dat 15.000 de gemuri pe skinul acesta Hot Trash, dar totodată am luat și skinul acela de Goat și o să-l vedeți pe ultimul episod pe care l-am postat, trebuie neapărat, pentru că am avut un noroc destul de mare, mai ales pentru că am deblocat chiar și capra aceasta. Ei bine, de hacker încă nu am scăpat, dar acest episod probabil că va fi mult mai bun decât celălalt sau poate tot la fel de bun, pentru că vom debloca skinul acesta. Vedeți că am strâns aici 1780 de Halloween token, mai dăm și gemuri aici la Spooky Wheel. Înainte de a începe, știți bine, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că mă ajută foarte, foarte mult și să aveți codul Mădăi pe shop pentru 10 ani de noroc, dar dacă vreți să câștigați și Stumble Pass gratis și toate cele, dar clar, trebuie să fiți abonați pentru că altfel nu puteți să lăsați un comentariu, mai ales pe live-uri când facem extragerea, știți deja chestia asta. O să dăm astăzi la această roată să luăm Punkin-ul acela, nu-mi place prea mult skin-ul, dar Wolfenstein și Creepy Zombie o să le deblocăm sigur. Așa că haide să-i dăm drumul, să nu mai tragem de timp, cum s-ar spune. Am luat 10 Wolfenstein, bă, vezi că stăm bine pe Wolfenstein-ul acesta. Pe nevasta lui Frankenstein. Ia! Mamă, cum era să pice Punkin așa ușor și așa de rapid. Sunt curios aici, ce o să ne dea? Oh, no. Creepy Zombie, ok, aproape să deblocheze. Sunt curios ce o să ne dea odată ce o să am toate skin-urile astea deblocate, dacă voi da gemuri. O să-mi dea puncte pe... pe alea de Smurf sau pe astea de Halloween? Pentru că aș avea nevoie la Halloween tokens. Wolfenstein-ul 45, o să am din 80. O să deblochez pe ăla foarte ușor. Uite, chiar acum l-am deblocat pe Creepy Zombie. Nu, îmi place mie foarte mult skin-ul, dar să fie acolo. Pentru Punkin, nu știu ce să zic. Credeți că ar merita să dăm noi destul de multe gemuri pentru el? Pentru că cu siguranță vor veni altele mult mai tari. Și Punkin ăsta nu o să fie așa de meritată pe cât se poate de mult. Poate doar acolo să fie la colecție, dar nici gând ca să luăm noi neapărat. Asta să fie un episod plin de opening, exact cum vă place vouă. Wow, era cât precis să pice. Chiar înaintea Wolfenstein-ului să deblocăm, mai rară situația asta, ia uite, Spin Wheel. Dacă vom da aici claim rewards, avem destul de multe astea, dar eu în mare parte strâng pentru ăsta. Aici cumpăr 60 din 130. Oh my god, bro. 70, probabil că o să am 80, nu? 80, nu mai am ca să cumpăr. Bă, nu știu, am făcut o greșeală că am dat eu acolo. Hai să mai dăm încă 10 spinuri. Să fie cu noroc. Că hackerii nu ne lasă să ne jucăm, așa că ca să mă joc și eu jocul acesta, dau la roat. Că altceva n-am de ales, n-am de făcut. Uite-mă, oprește-te acolo, ce naiba. De 65, 75 din 80, mai trebuie încă 5 ca să deblocăm și Wolfenstein-ul. Punkin-ul ăla tot nu vrea, deci până acum avem cât? 850, 800, 1600, 1700 de gemuri, bro? Din 20 de spinuri, 1700 de șanse de 2% ar însemna că din 50 de spinuri trebuie să-ți pice Punkin-ul aceea. Ai, dar nu știu ce să zic. Na, uite. Dar am văzut-o destul de des pe roată. Dacă stau să mă gândesc. Foarte des. Poate că sunt și puține spinuri. Abar n-am. Hai, te rog. Punkin-ul mai lipsește. Dă-mi-l, bă, să pici odată, bro, te rogă sufletelul meu, te rog, dă-l și tu. Mai dau încă 10 spinuri după aia și după aia trecem la cealaltă roată, pentru că dacă nu vedem că pică, nu pic, ce să faci, auzi. Tare curios dacă s-au pus acolo la Halloween token-uri, sunt foarte curios de chestia asta. Pentru că acum tot ce îmi dă pe plus, ia. Cât avem la Halloween token, da, mă, se pune aici, nu se pune la Smurf token, e mai bine, bro, așa, ok. Hai să mai dăm 10 spinuri, să ne pregătim pentru opening-ul ăla fantastic la cealaltă roată. Acolo o să fie nebunie totală. Bine, bă, a picat Punkin de la roată, famos, asta zic, mă, da, ce facem? Că am dat 21 de spinuri și acum mai dau încă 9 spinuri degeaba. Ok, hai să ne uităm totuși să vedem dacă va mai pica încă o dată Punkin, pentru că pe astea le am deja. Da, se pare că nu am mai picat decât o singură dată, dar tot e bine. Din 30 de spinuri am luat și skin-ul acesta și le-am luat pe absolut toate. Mamă, mai am 300.942 de gemuri. Wow, mă doare sufletul. Dar avem aici o grămadă de făcut. Deci avem de la Splargot, Craig, Sick Boy-ul acela, Nos și Jinx. Hai mă, tăticu, mă, că avem și aici un opening destul de mare. Să sperăm că o să pice ceva bun, te rog. 50! Nu, mamă, cât avem la Splurgout ăsta ca să deblocăm, vai de viață, la 130. Mythic are ce mai mult, frate, ok, nice, Craig-ul ăsta mi-l doresc foarte mult și sunt aproape să-l deblochez, bro. Chiar îmi doresc Craig să pice.
Și gândiți-vă că eu mai trebuie să mă mai joc și la... la turnaments. Și acolo mai avem de jucat, într-adevăr. O să pice Splargot. Aici nu o să pice niciodată destul de multe, sincer. Niciun caz, n-avem nicio șansă. 15? Bine, mă! Cât avem? 58. Nu e rău. Îl avem deblocat, brodere. O să pice 15 la Jinx. Și aveți, mă, că nici aveam puncte pe Jinx. Ok. Bă, din câte astea o să am, cu siguranță o să-l deblochez pe Craig, liniștit. Cred că toate skin-urile, în afară de Splargătul acela, ochiosul. Bine, încă 10, avem 72 din 85. Let's go, tăticu. Asta zi, mă, un opening și un episod plin cu de toate și cu deblocat. Și skin-ul ăla îmi place, nos. Chiar e fain. Chiar sunt tari skin-urile astea de Halloween. 15 pe Jinx, avem 30 în total. Nu e rău. Vezi că nu e rău. Și exact ce vă spuneam mai devreme, gândiți că acum nu pot să mă joc de hackeri, că nu mă las. Dar aș mai avea pe aici recompense încă 20 de Craig. Ar fi idee ca să văd dacă pot să iau și să ies rapid din meci ca să pot pica. Ok, avem Splargat la decât 20. Să zicem că l-am deblocat. Nu sunt prea multe dacă stau să mă gândesc. Decât Splargat și Craig-ul ăsta, da? Bine, cred că e irrelevant, bro, dacă stau să mă gândesc. Pentru că indiferent de situație, eu dau astea tokenurile aici, că n-am ce să fac cu ele. Nu? E logic? Deci n-are sens să intru ca să mă joc, pentru că e degeaba. Poate ușor, ușor avem noroc să pici și Splargatul. Ok, Jinx-ul avem deblocat. Gata. S-a rezolvat. Easy! Like! Like pentru cei care a stat până acum și vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. 48, 53 se pare, ok. Haide, mă. Puta, mie nu mi-a dat deloc legendarea aia ca idee. Ăla toxicul. Deloc, frate. Nu înțeleg ideea. Nu 15 Jinx, că deja o am pe Jinx. Nu mai am nevoie. O să pice la Splargat. Băi, e lejer, e lejer. Nu e chiar atât de rău. Ia să vedem. 5 a picat. În sfârșit mă lasic, boi, după atâta timp, dar nici că am nevoie de skin-ul ăla. Ce cu o chestie, știi ce am realizat eu? Mă, de când am hack-ul ăsta pe cont și s-a întâmplat ca să ne hack-uiască pe toți, să nu putem juca și așa mai departe, parcă șansele nu mai sunt cele care erau. Adică Punky, nu ați văzut, din 21 de spin-ul a picat destul de rapid. Pe episodul trecut mi-a picat din prima skin-ul GOAT. Adică parcă au resetat șansele de pe contul nostru, că contul meu efectiv era băguit și tot timpul picau din ultimele spinuri când dădeam la roată. Deci ceva s-a întâmplat. Orice de la Stamboy zice ceva de genul: mă, ești content creator, asta înseamnă că tu trebuie să dai mai multe gemuri, să bagi mai mulți bani. Dar n-are logică că efectiv unul să ne încurajeze pe noi. Ce se întâmplă? Ne descurajează? 3 la Splargat. Oh my god, nu putem să-l luăm deloc aici. Skin-ul. Deloc. Dar măcar îl luăm pe Craig. Craig cel voinic. Haide. 15? Nu e rău. Nu e rău deloc. Avem 80 și mai trebuie încă 5. Le facem lejer. Nu se pune problema. Avem 4 la Sika. 6 boy. Boy. Bine. Bine cu nos. Bagă nos. Ok. Haide. Mamă, cum era să pice 50 pe Craig? 54 din 55, un singur fragment mai trebuie să deblochez skin-ul. Bro, vorbesc serios, să-ți bagi joc de mine? Aia zic! Îl avem pe Craig deblocat. Skin-ul meu preferat, unul dintre skin-urile preferate din acest update de Halloween. Chiar mi-l doream și bine că am putut să le iau așa de ușor și de rapid. Chiar este lejer, bro. Ia să vedem. Nos, l-avem și pe ăsta deblocat. Te salut, vă mulțumesc. Acum singurul skin pe care mi-l mai doresc este acest Splargat. Și cred că chiar e singurul pe care mai trebuie să-l iau. Nu, mai avem Sigboy și Splargat. Și încă, destul de multe spin-uri, frățiorul. M-am zis episodul ăsta că e plin cu de toate și cu o grămadă de opening. Dar stai să dăm noi skip așa rapid. Skip rapid, aș putea să dau și un esc, adică să ies de tot. Dar așa n-am mai putea să vedem skin-urile astea toate. Câte o să pice și ce o să pice, nu? O să vină într-un episod în care o să joc cu ele. Uite, 6. Ați văzut? Așa le ratam. Nu vedeam câte picau. O să vină într-un episod. Mamă, 50 pe Craig! Wow! De ce n-a putut, mă, să se întâmple chestia asta la început? Și mi-a picat de-abia după ce l-am deblocat. Voi observați ce oameni, mă? Ce chestie! Mă, fix după ce l-am deblocat. Nu putea înainte? Da, pică foarte puține la Splargatul acela la ochios. Foarte puține sunt pe rată. Dacă mai pica încă o dată 50, se termina jocul ăsta, bă, băiatule, mă, pe bune.
Pe bune că puneam capac. Cred că mai degrabă deblocăm Spargatul înainte Sigboiului. Cred că o să aștept aici să se termine. Haide. Bun. Let's go. O să dau 10 spinuri și o să ies rapid. No, de ce nu mi-ai dat Spargat? Ok. Deci avem 73 cu... Stai să ne uităm, ok? 70... Unde? Mamă, și pe ăsta, frate, trebuie să mai vină neapărat să deblochez. 73 avem, ok. Cu... ăla e legendar. Cu 52. Haideți să facem în felul următor. Că și așa, n-avem ce să se întâmple. Dăm 300 și am ieșit. Te-am pupat. 885 am, da? Am ieșit. 886-50. Așa, și hai să vedem câte avem la Splurgat. 87, bine. 87 cu 63. 87 cu 63. Și dacă mai facem o dată așa, 87 cu 63. 87. 94, mamă, ce slab. Ce slab, bă. Cu 76, nu e rău. Poate ne dau ăștia țeacă, frate, și mai bine dăm așa 10 spinuri ultimele. Parcă vezi că nu spică câte trebuie. Ia. 98 fragmente. O să mai facem rost cu siguranță și o să mai dăm la roată. Nici nu se pune problema să nu deblocheze ochiosul acela splargat. Și oricum cred că pot să-l deblochez dacă termin turnamentul și o să mă joc acolo. Lejer cred că o să se întâmple chestia asta. Dar că despre Sigboiul celălalt, abar nu am, nici nu mă interesează. Astea sunt skinurile mele favorite pe care mi le doream. Și cu siguranță o să le am. Nos. Haide mă frate cu splurgătul ăla. Dă și mie 8 pe splurgăt. Wow. 50 din nou. Era ceva ca să pice. E că numai Craig și ară Craig. Haide mă. Bine mă, încă 5. Deci avem în total 99 din 130. Tot o să mai trebuiască ceva fragmente. Te rog. No. Lasă-mă cu agins, bro. Lasă-mă, că nu mai pot. 15 Sigboi. E bine să fie acolo. Deci 99 din 130. Și avem 180. Ultimele spinuri. 180 la fix. Vezi 6 spinuri. Astea sunt. La fix a fost, bro. Că să nu mai rămân cu nimic pe cont. S-a terminat jmecheria. Ce să mai zicem. Pică normal că din nou Craig-ul. Frumos. Frumos, elegant, cât de cât. Haide. Și dacă erau două, parcă erau irelevante, sincer. Irelevante. Dar am văzut cei mai mulți. 5, 6 pe roată. 2. Nu am văzut mai mult. Cred că 8 e maxim, s-ar putea. S-ar putea, nu știu sigur. Nu prea dă foarte mulți. Foarte multe fragmente la ochios. Da. Cam aia a fost, 104 din 130. Și mai avem încă 2. O, mă, frate, mă, sece atâta de nu mai pot. Doamne, dă numai așa, ca să mai dau încă puțin. 30 la Sigboi acolo nu mă supăram dacă îmi dădea. Sincer. Chiar era noroc. Și 8 la Craig. Mulțumesc, sunteți foarte tari. Cei mai tari sunteți, într-adevăr. Da. În concluzie, mai avem ceva. O, avem chiar și turneul meu de solo. Sperăm că nu o să fie anulat. Dacă intrăm aici, Craig-ul l-am luat, nu mă mai interesează. Mai avem pe Splurgat 20. Deci doar 20 la Splurgat. Oh my god. Deci noi mai trebuie să mai luăm acel Splurgat. 104-124 de 6 fragmente pe el. Și l-am deblocat, tot respectul. În fine, sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă aștept foarte, foarte mult. Norocul meu a fost că l-am deblocat foarte ușor pe acel Craig. Și într-adevăr ăsta îmi place mie foarte mult. Chiar o să mă joc cu el, dar sunt și multe altele. Sincer, am deblocat în ultimul timp destul de multe skin-uri, dar mai am și multe altele care îmi lipsesc. Toate cele bune, ne vedem data viitoare la un nou episod de Stumble Guys. Mersi încă o dată pentru susținere și nu uitați codul MODEIN pe shop pentru 10 ani de noroc. Pa, pa! Subscribe!